Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi avem un mic tutorial și anume cum să transformăm fișierele WebM în MP4 folosind un soft numit Handbrake. Ne vedem imediat! Ok, hai să vedem ce avem de făcut. Intrăm pe bunul nostru prieten Google. Tastăm acolo frumos Handbrake. Oricum o să vă las și un link în descriere. După cum vedeți, o să ne apară chiar primul la căutări. Intrăm pe site-ul lor. Dăm un mare download. Așteptăm să se descarce. După ce s-a descărcat, rulăm programul. Se instalează next, next, next. Bifați acolo să vă apară pe desktop, să nu mai căutați după aceea. Intrăm în program și avem opțiune de drag file sau să deschidem folderul. Eu îi dau un drag. După cum vedeți, am acolo fișiere WebM, fișierele descărcate de pe YouTube. La preseturi avem un preset gen Creator 2560 cu 60 de frame-uri, gen 2,5K. Uitați-vă unde doriți să fie salvat, să nu căutați după ce e ca nebunii, că eu am mai pățit din astea. Și îi dăm Start Encode. O să dureze un pic în funcție de mărimea, mai bine zis, de lungimea fișierului. Fișierul pe care l-am încărcat are cam o oră și ceva, o oră și 10 minute, dacă nu mă înșel. O să sărim peste și o să vă arăt ce se întâmplă chiar la sfârșit. Deci, avem fișierul randat, după cum vedeți, fișierul original avea 8 GB și ceva, ăsta l-a făcut un pic mai micuț, de abia 7 GB. Hai să vedem și dacă merge, merge foarte bine, cu Media Player Classic s-a pornit extrem de repede. Aici avem un clip Horizon, nu Forbidden West, Zero Dawn, mai bine zis DLC-ul Frozen Wilds. Am făcut două streamuri. Trebuia să plec și s-a întrerupt un pic, acum vreau să fac un re-upload și aș vrea să le leg la oaltă, dar având în vedere că niciun soft nu le deschide, trebuia să caut o variantă de încodare. Bine, sper că v-a fost de ajutor acest video, nu uitați să dați un like, să dați un subscribe, până data următoare, toate cele bune, v-am salutat!